mai caracteriza anul acesta pentru FC Viitor? După părerea mea, până acum e un an bun, suntem în obiectiv. Noi sperăm până se termină sezonul regulat să ne menținem tot acolo și de ce nu să ne batem cât mai sus. Iar pentru tine? Vă dați seama, pentru mine e un an extraordinar, am debutat și la Națională, joc meci de meci, până acum am jucat meci de meci la echipa de club. Am înscris și goluri și sper să o fac mult mai bine și în continuare. La conferința de presă, minister a zis că ești curtat de cluburi de afară și s-a vorbit de standard. Da, nu știu ce să spun despre asta. Vom vedea ce va fi. Important e ca eu să-mi fac treaba pe teren și restul vine de la ție. La ție așa, ce campionat îți place? Nu știu, eu sper să joc într-un campionat cât mai puternic. Vom vedea ce oferte vor fi sau dacă vor fi până la fel. Te gândi vreau un moment în vară că vei avea o asemenea jumătate de sezon? Sincer, nu m-am gândit. Vă dați seama că sper să, de la meci la meci, mă gândeam să joc din ce în ce mai bine, să înscriu goluri. La început de sezon nu mă gândeam să fie chiar atât de bine, să ajung să și debutez la Națională. Mă bucur că s-au întâmplat lucrurile astea și eu voi munci în continuare. Care sunt obiectivele tale personale pentru 2020? Păi eu zic să mă autodepășesc de la meci la meci. Te-a certat mister la meci cu Steaua? Ți-ai luat-o mingea ta sau...? Da, e normal când un jucător nu face ce trebuie ca să ajute echipa sau nu face lucrurile pentru echipă să fie certat. Eu sper să învăț și vreau să învăț din greșelile mele și sper ca pe viitor să fie mai bine. Ce fel ai încercat? Două goluri din foarte că nu ți-a ieșit, ți-a cu Hermannstadt? Da, eu mai încerc tot felul de execuții. Câteodată ies, câteodată nu ies. Acum noi trebuie să fim acolo și să încercăm să înscriem cât mai multe goluri. Ce cadou crezi că o să primești la tatăl tău la sfârșitul anului? L-ai făcut fericit anul ăsta, nu? Da, dar nu știu, nu mă gândesc la așa ceva. Eu mă bucur că pot să-i fac mândri și sper ca toată lumea care mă cunoaște să fie mândră de mine. Te gândești și la Euro 2019? Normal, cred că orice jucător eligibil acestui turneu se gândește la acest lucru. Eu sper să-mi fac treaba cât mai bine și să demonstrez că pot să fiu acolo. Cu Sibiu jucați la Cluj. Da, noi sperăm să nu fie terenul, să zic așa, să nu ne pună probleme. Sperăm să putem să facem fotbalul pe care îl știm și să ne impunem.